Gianni, ce trebuie lui Dinamo, da, să devină o echipă care să reziste fără probleme în Superliga? Ce ar avea nevoie dacă ai fi conducător? Și apropo de asta, nu te-a sunat nimeni de la Dinamo? Până acum? Să ce? Să știi tu. Nu. Nimic? Nu, dar nu mi-am manifestat intenția de a reveni în fotbal, în primul rând. Da. Adică, hai să vorbim exact ce trebuie să vorbim. Degeaba vorbim noi aici. Eu n-am spus asta. Adică n-am spus. O singură dată am avut în cap să revin ca și antrenor, că am licența. Da. Când a fost Mircea Redding și am venit la Săftica cu el să le vorbesc băieților ăstora, că oricum ei erau deja retrogradați, dar n-au înțeles nimic din ce le-am spus, credem. N-au înțeles nimic. Uh-huh. Și crede-mă că nu le-am vorbit la modul că ce am făcut noi pentru Dinamo. Yeah. Le-am vorbit doar cum să formeze o echipă, cum să strângă rândurile, să nu retrogradeze. Atât. Lui Dinamo, și n-au înțeles nimic? Nu, crede-mă că nu. Erau atât de dezbinați când am fost atunci, crede-mă că erau câte 4, 5, 3 și uite așa erau. Și după antrenament, când m-am dus în vestiar, 2 erau acolo, 3 acolo, 4 acolo și nicio treabă. Și am spus de atunci că Dinamo o să retrogradeze. Pentru că i-am văzut, îi simți, ai trăit momentele astea de vestiar. Lui Dinamo îi trebuie multe și în primul rând, uite, toți vorbim aceleași lucruri. Ne trebuie niște fotbaliști cu experiență. Bun. Și niște investiții. Bani. Asta. Păi apucați-vă. Păi tu în apărare, Robertinho în atac, nu? Trebuie. Cred că s-ar rezolva problemele, nu?